Haideți să vedem în câte locuri intră termosul ca fiți într-un Mercedes S-Class. În primul rând, în portier avem un loc unde o să-ți intre un termos jumate, practic. În consola de mijloc avem două cup holdere pentru două termosuri. După care, în spatele tabletei, mai avem încă un loc care o să țină perfect un termos. După care, în cotieră, avem loc pentru chiar două termosuri și le și poți închide. La pasager avem o plasă unde, dacă te chinui un pic, poți să bagi chiar, cred că, două acolo. Pe scaunele din spate, mamma mia! Pe lângă faptul că poți să dormi pe scaunele astea, în portieră îți intre exact un termos. Bineînțeles și pe ușa de acolo. După care în cotiera asta pe care nu mi-o permit, avem spațiul ăsta aici unde să-ți intre un termos și îl și poți închide. Dar cum se face că aici nu ai cup holdere? Și nu în cele din urmă. După calculele mele utile o să-ți intre cam o tonă de termosuri aici. Și dacă mai ai chef și timp, îți încape și un Flavițiu pe lângă astea.